Cum să-L facem pe Dumnezeu să ne audă? Sunt mulți oameni care se roagă lui Dumnezeu în diverse situații. Unii se roagă frecvent și au o pravilă de rugăciune, alții sporadic, deoarece nu au reușit să-și pună o rânduială în viața lor, alții se roagă doar când au probleme sau au nevoie de ceva anume și își amintesc că Dumnezeu este vistierul bunătăților și este darnic sau are puterea de a împlini rugăciunea. Și unii și alții însă trebuie să știe să se pună în fața lui Dumnezeu, să conștientizeze că în timpul rugăciunii Dumnezeu este prezent, este de față real și viu, chiar palpabil. Avem nevoie înainte de toate să conștientizăm cu sinceritate cine suntem, ce suntem în relația cu El. Sfinții Părinți spun că cea mai bună faptă bună pe care o putem face este să devenim împlinitorii poruncilor, să devenim bine plăcuți lui Dumnezeu și apoi toate ni se vor împlini, dacă sunt după voia Lui. Adesea facem niște cereri ai doma cerșetorilor năimiți, fără smerenie, fără umilință, chiar fără respect. Am putea să ne întrebăm întâi de toate cum se roagă Dumnezeu de noi să ne schimbăm viața și nu-L auzim cu niciun chip, iar când noi o facem, ne dorim să fim auziți imediat. Avem nevoie să înțelegem cine este surdul, noi sau Dumnezeu. Sfântul Ignatie Briancianinov, în lucrarea Fără miturile ospățului, ne învață cum să ne așezăm la ceasul rugăciunii și să înțelegem taina din timpul rugăciunii. Pregătirea pentru rugăciune. Pentru a ne pregăti, trebuie să începem cu înlăturarea oricărei judecăți asupra semenului nostru și a oricărei supărări. Această pregătire ne-a poruncit-o Domnul însuși. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Marcu 11:25-26. Urmarea pregătirii constă, datorită credinței noastre, în supunerea și încredințarea totală a voii sfinte a lui Dumnezeu în înlăturarea îngrijorărilor. Trebuie de asemenea să fim conștienți de starea noastră de păcătoșenie, atitudine care naște pocăința și smerenia Duhului. Singurul sacrificiu pe care Dumnezeu îl primește de la firea omenească căzută este pocăința în Duh. Că de ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, zice prorocul lui Dumnezeu, în numele tuturor oamenilor căzuți și care rămân în starea de cădere. Nu numai că o oarecare jertfă parțială a trupului sau a sufletului nu te face plăcut lui Dumnezeu, ci chiar arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Sfântul Isaac Sirul ne relatează următoarea maximă spusă de un alt sfânt părinte. Dacă cineva nu se recunoaște de păcătos, rugăciunea lui nu este primită lui Dumnezeu. Stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu celui nevăzut ca și cum l-ai vedea și cu siguranță că El te va vedea și te va privi atent. Stai în fața lui Dumnezeu celui nevăzut cum stă un criminal în fața unui judecător sever și imparțial, convins de nenumăratele lui greșeli și condamnat la moarte. Este bine așa, tu stai în fața stăpânului tău suveran și în fața judecătorului tău. Stai în fața judecătorului în ochii căruia nimeni din cei vii nu-i drept, care biruiește întotdeauna când judecă, dar care nu condamnă pe nimeni până când, în nespusa lui iubire de oameni, îl iartă pe om de păcate și nu intră la judecată cu robul său. Încercând frica lui Dumnezeu și percepând sub efectul acestei frici prezența sa în timpul rugăciunii, vei vedea fără să vezi, duhovnicește pe cel nevăzut și vei înțelege că rugăciunea este starea în fața nemitarnicului tribunal al lui Dumnezeu. Stai în timpul rugăciunii cu capul plecat, cu ochii ațintiți în pământ, drept pe picioarele tale și neclintit. Susțineți rugăciunea prin strângerea inimii, prin suspine izvorâte din profunzimea sufletului și prin belșug de lacrimi, în timp ce te rogi, o atitudine exterioară cuvincioasă este esențială și ajută îndeosebi cei ce sunt angajați în nevoința rugăciunii, mai ales pe începătorii a căror dispoziție sufletească se confruntă în mare măsură cu atitudinea trupului.